Bună ziua, sunt Alexandru Ciubuc, director MOL Telecom și vă prezint o parte din familia noastră. Compania își scrie istoria de succes de aproape 30 de ani, ani în care am evoluat de la telefonia fixă tradițională până la a fi singurul și cel mai mare operator din țară care asigură toată gama de servicii de telecomunicații la nivel național. Internet fix și mobil, televiziune digitală, telefonie mobilă și fixă. Departamentul Tehnologiei Informaționale este o subdiviziune a companiei SML Telecom. Respectivul departament este divizat în două direcții, direcția administrare și direcția dezvoltare. La moment eu sunt șeful echipei de dezvoltatori. Am în echipă 12 programatori care sunt implicați în diferite proiecte complexe, mai puțin complexe, în diferite limbaje de programare și cu diferite integrări cu alte companii care avem pe piața Republicii Moldova. Cariera mea s-a început în 2013, când eram studentă anul 4 la Universitatea Tehnică și m-am angajat în calitate de inginer în telecomunicații. În 2014 am avut ocazia să schimb activitatea profesională din tehnica în IT. Inițial m-am angajat ca operator. În această funcție am fost dedicat 6 luni, după care, începând să studiez tehnologiile prin care sunt construite aplicațiile din MOL Telecom, am început să le studiez, bineînțeles, de sine stătător prin diverse platforme online gratuite și cu plată. Am aplicat pentru poziția de inginer programator, pentru care, bineînțeles, în rezultat am fost și acceptat. Cursul companiei în inovații și tehnologii ultramoderne, orientarea către client, investirea în rețea și în digitalizare continuă sunt elementele pe care punem accent pentru a veni cu cele mai bune soluții pentru clienții noștri, dar și cea mai bună expertiză și platformă pentru tinerii specialiști dornici să se dezvolte în acest domeniu. Dacă aș vorbi despre parcursul carierei mele în o companie, trebuie să ne deplasăm 20 de ani în urmă, când am finisat Universitatea Tehnică din Moldova și m-am angajat în calitate de inginer la o centrală telefonică a companiei. Am fost participantul evoluției tehnologice de la un simplu dial-up internet până la moment că avem gigabit, fibră optică și așa mai departe. Toate cunoștințele căpătate în cadrul MOL Telecom, bineînțeles că se datorează unei echipe minunate cu care lucrez, unor lideri de echipă care mă ghidează pe tot parcursul, fiecare pas, și îmi doresc ca să fiu alături de ei și mai mult, inclusiv să particip la mai multe proiecte și să mă ajute pe tot parcursul carierei pentru a crește și mai sus, poate chiar să devin și eu un lider de echipă. M-am convins că nu atât talentul, cât perseverența și efortul depus zilnic este baza succesului în domeniul IT. După revenirea din concediu de maternitate, am primit un proiect complex și interesant, care mă dedic totalmente. Dincolo de venituri, cote de piață, clienți fideli, oferte avantajoase, prețuri accesibile, telefonie mobilă, televiziune digitală, internet calitativ, device-uri și multe altele, la MOL Telecom găsește o echipă mare și unită, puternică și talentată, profesionistă și prietenoasă. Vino și tu să faci parte din MOL Telecom. Mai uniți ca niciodată!